Exercițiul de amploare a avut loc pe defileul Jiului la hotarul cu județul Hunedoara. Pompierii gorjeni au simulat un astfel de accident feroviar grav pentru a-și testa îndemânarea în cazul producerii unui asemenea incident. La aceste intervenții a fost folosită și autospeciala pentru lucruri la înălțime, achiziționată prin programul operațional regional. Au fost surprinse 10 persoane, una dintre ele a fost arsă, cealaltă datorită panicii. Au încercat să se evacueze, vedeți, este un perete de stâncă, au căzut în jiu și s-a impus solicitarea ajutorului colegilor noștri de la Salvamont să lucrăm repede, noi să evacuăm cu mijloace care avem la dispoziție personalul de sus din tren, dumnealor din Albie. Deci cele trei victime pe cod roșu, adică cele mai grave, roșu spune tot, au fost evacuate de noi și Salvamont și duse în acest punct medical unde li s-a acordat în primă fază asistență medicală. La intervenție au luat parte și salvamontiștii gorjeni. Am intervenit pentru salvarea 5 persoane, 3 persoane din tren cu afecțiuni minore către medii și 2 persoane care au părăsit trenul, au căzut în Albia Jiului și a trebuit să le recuperăm prin metode speciale. Am aplicat 4 metode de salvare, ați văzut tiroliană, rapel, targă de salvare, sac de salvare, hamul cel mai simplu și eu zic că acțiunea s-a derulat foarte repede, practic undeva la 7-10 minute am reușit să evacuăm toți accidentații. Ați colaborat bine cu toate forțele aici și cu siguranță am reușit să colaborăm dacă fiecare instituție ar lucra pe segmentul ei și cu siguranță am reușit să facem față foarte bine. În urma impactului au rezultat 4 victime. Mai multe ambulanțe au ajuns la fața locului să preia răniții. În toate aceste situații este foarte importantă comunicarea. După cum ați observat și dumneavoastră, exercițiul a decurs în condiții perfecte. Ne-a permis și timpul, a fost foarte frumos. În caz real se poate să nu avem un timp cum este cel de astăzi. Este foarte posibil să se întâmple evenimente pe timp de noapte și atunci intervenția este mult mai greoaie. Dar pentru a putea face un exercițiu în condiții corespunzătoare s-a făcut în acest timp. Și după câte ați văzut, forțele s-au cuplat toate și cu județul limitrov Hunedoara, pentru că este un accident cu victime multiple. La acțiune au participat și oamenii de intervenție din județele Hunedoara și Dolj.